Problemele sănătății sexual-reproductive în rândul tinerilor sunt în creștere de la an la an. Astfel, în sprijinul adolescenților a fost lansat proiectul Generație Sănătoasă, prin intermediul căruia tinerii vor beneficia de servicii de calitate adaptate la nevoile lor. La primul pas ne propunem să le aducem o informație care este situația în Republică și în lume la acest context, de ce este nevoie, care sunt beneficiile comunității care atrage atenție sănătății adolescenților, pe de o parte, și ne propunem chiar și niște rezultate foarte practice ca în rezultatul atelierului de lucru. La nivel de raion să existe un cadru de referire ca specialiștii să știe mai bine unul de altul și atunci când adolescentul se confruntă cu o problemă, mai ușor să fie să interacționeze ca să-l ajute mai eficient. Potrivit Galinei Leșco, în unele raioane, printre care și Ungheni, activează centre de sănătate prietenoase tinerilor. Aici adolescenții și copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 24 de ani sunt examinați și consultați gratuit și în mod confidențial de către specialiști. Oricare adolescent sau tânăr dintre 10 și 24 de ani poate să adreseze la serviciile pentru ei și mai departe noi o să urmărim să fie mai prietenoase și sistemul primar de medicină și specializat, dar în special în cadrul centrului, cu problemele cu care se adresează acum cel mai rar, în special cel legat de sănătate sexual-reproductivă și sănătate mentală, căci aceste anume probleme ele au consecințele cele mai grave pentru sănătatea ulterioară a acestor persoane. O regulă strictă la astfel de servicii este confidențialitatea. Potrivit specialiștilor, prin intermediul acestor centre de sănătate prietenoase tinerilor vor fi implicate în soluționarea problemelor tinerilor și celelalte instituții specializate, cum sunt școala, poliția, direcția de asistență socială, etc. Doar sistemul sănătății de unul singur nu poate să ții piept la cauzele problemelor adolescenților în domeniul sănătății. Statisticile sunt foarte îngrijorătoare, problemele cu care se confruntă adolescența și tinerii cu părere de rău sunt în creștere, mulți factori de protecție s-au diminuat și mulți factori de risc a plecarea părinților psihotare au sporit, de ce trebuie să depunem mai multe eforturi decât 10-20 de ani în urmă ca să protejăm sănătatea generației în creștere. Proiectul Generație Sănătoasă este implementat de către Asociația Sănătate pentru Tineri în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.